din țara Oașului reprezintă poate elementul cel mai spectaculos al culturii populare din nord-vestul Transilvaniei. Demersul inițial și esențial, care declanșează actul căsătoriei, are la bază frumusețea și curățenia sentimentelor de dragoste ale celor doi tineri. După ce el și ea s-au cunoscut și s-au plăcut, participând la diverse evenimente din viața satului, cum ar fi nedei, șezători și clăși de lucru, sau la hora satului, cei doi hotără să-și unească destinele pentru tot restul vieții, prin acte consfințite de legi și datini. Înțelegerea prealabilă a tinerilor deschide în marea majoritate a cazurilor drumul către pețit și logodnă. La pețit merge feciorul cu ambii părinți. În vechime îl însoțea și o rudă mai bună de gură care îi susținea cauza. Discuțiile cele mai aprinse erau purtate asupra valorilor materiale, animale, casă, pământ. Casa asta să cere mult avere, ca altfel rămâi cam așape din afară. Cred că ai făcut armata, auzitai? Da. Acasă cineva aici, moșule. Este casa, acasă-ți. Aici. Aici și mămuța. Mămuța, acasă cineva aici. Acasă-ți gazdele. Da, da. Să-l dăm pe Iisus, gata! Totdeauna să fie în veci, amin! Dar ce faci, amin, aici cu feciorul, băi? Ba bine, dacă ați venit, haideți să dăm într acum! Hai să mergem! Noi, hai! Haideți să dăm într-o, dăm pe Iisus! Să-l dăm să fie în veci! Dar ce faci că-ți doi? Aștept! Ne așteptați, da? Da! No. Haideți, luați o gata, dacă ați venit! Păi unde ne pui? Pe ladă, pe laiță? Intră de pe masă! Pe masă sunt rândat! Hai, Maria mea, lângă mine! Păi, Mihai, vin la tine cu feciorul să ne pețăm cu fata dacă ne primești. No, bine, atunci nu înțelegi. No, stai jos și hai să hotărâm. Ce ne dai ca să putem să-i adunăm pe cei doi? Îi dăm 35 de oi, 10 capri. Îi dăm o vacă cu lapte, cu ghițel. Dau și un cal. Unul mi-l dă nouă. Îi dau 2 zile de arătură din chită, mălai. Pe val iar 2 zile de arătură. Dau un cerci cu pruni în fărtăi. Are 200 de prune acolo. Are vreo 30 de nuci. Cireș, dacă feciorul e bun și-ar vrea munci, încă-i dacă ar fi prunși buni și-ar vrea să-l înțelege la olaltă, le dau lemne de-o casă. Lasă, fata, are și perii, n-are, le pedeau, cer tot de acasă, îi dau tot, tot, tot. Voi ce dați la feciorul vostru, să știm și noi. Dar să scrieți acolo pe hârtie ce dați voi la vostru, în scrisoare. Casă, prima dată. Deci noi odată îi dăm o parte din casă, că nu da. Mergem noi afară. Da, îi dăm la Măgurici în jur de 60 de iugăre de pământ care cu pomi. De acolo își poate fa pălincă, își poate păstra mere pentru iarnă, nicio problemă la o familie. Dar rămâne feciorul în casă? El rămâne în casă dacă, cum ați zis și voi, dacă e om de omenie. Da, bine. La noi în casă e așa. Dimineața la ora 5 sculare, eu nu vreau să scol eu nora. Ia să se scoale, îi de adăpat vacile, calul și la muncă. De mus, vaca. Deci tot ce trebuie făcut. Da. Noastră fată, noi ne căjăm ca noastră, știi, fa de astea lucruri, că cu de astea au crescut. Eu și mai bătrână, și mai hegi, pecheam. Noi dăm și hegi în prelucă. Acum, dacă ne-am ajuns la o înțelegere, bem un pahar de pălinga. De când e pălinga? Pălinga asta de când s-a născut mireasa. Are 18 ani. Pălinga sau mireasa? Și mireasa și pălinga. Atunci pune-o pe hal să-l bem cu sănătate. Mai mult decât înainte, că suntem deja prieteni, suntem neamuri, da, și da. Cruști. Oho, nu pune așa multă. Las, că știu, eu-s gazda aici. La mulți ani, trească mire. Ai grijă mireasă, că soacra e cam rău de gură. Ue, să fii cu ochii în patru pe s-o servești. Gândească-să, că și eu fost tânără. Și eu fost tânără. Dumnezeu primească Sfânta Băutură, pace, liniște și înțelegere. Înțelegere. Casă de bârne și de lemnile lui Onuț. Doamne să vă spun. Când învoiala era încheiată, se fixa ziua nunții și începeau pregătirile pentru ospățul cel mare al întregului sat. Vârsta medie a tinerilor la căsătorie este de 18 până la 25 de ani pentru feciori și 15 până la 19 ani pentru fete. Anotimpul preferat pentru desfășurarea nunților este toamna, iar durata ceremoniilor este de 3 zile și 3 nopți.
un farmec aparte, îl au însă nunțile organizate iarna, când nămeții astupă cale. Două acțiuni distincte și importante sunt săvârșite concomitent la casa miresei și a mirelui, în noaptea din ajunul nunții și în dimineața următoare. Găteala miresei și cusutul steagului de nuntă. Ambele acțiuni sunt realizate cu muncă îndelungată și după tehnici tradiționale. Femeile consacră cel puțin 5-6 ore de lucru concentrat pentru împletirea părului, lucrând uneori cu 150 de șuvițe unse cu untură de porc sau cu macarină și tot 5-6 ore pentru fixarea elementelor de podoabă, zgârzi, oglinzi și raguri de mărgele, salbe de bani și cununa de mireasă, simbol al feminității, al gingășiei și purității. Toate podoabele miresei cântăresc circa 5-6 kg. Între timp, la casa mirelui are loc cusutul steagului de nuntă, sarcină ce revine stegarului, unul dintre verișorii mirelui. El invită druștele la lucru. Acestea sunt alese în număr de 6 până la 12, dintre fecioare cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, după criterii de frumusețe, vrednicie, pricepere și bună reputație morală în sat. Pentru cusutul steagului, simbol al bărbăției, fetele și-au procurat din timp o bâtă din lemn cu o lungime de 1,5 metri, un chischineu, un batic mare de formă pătrată, cu latura de 1 metru, țesut din lână groasă și împodobit cu alesături și cusături decorative pe toată suprafața lui, precum și țurgalăi, clopoței din bronz, prinși pe curele din piele. Gata-i steagul!
dansul miresei cu fetele din sat se constituie într-un rit de despărțire a miresei din categoria tinerelor fecioare. Este un dans cu o structură deosebită și cu ritmuri arhaice, datând, cum spun oșenii, de la originea lucrurilor. Trei ore de spectacol fascinant și fermecător. Tinerele dansează cu o dansă și cu o solemnitate impresionantă, după ritmul unei melodii duioase și profunde. Ultim dans în roata feciorilor are loc în acest timp și la Casa Mirelor. O singură roată care, din când în când, tropotește pe loc, o sincronizare perfectă a bătăilor din palme cu salturile pe vertical. Dansul miresei cu fetele din sat, precum și roata feciorilor, preced un alt moment important al nunții, bulciugul, orație rostită de un staroste, prin intermediul căruia mirele și mireasa își au rămas bun de la părinți. Na, mireasă, n-ai ce face, nu să-i de plecat și pace. După ce ne-am terminat, întoarce-te la maică ta și sărută mânuța cu care te-o netezit că e timpul de despărțit. Să încheiem proces verbal cu voie bună și amar, cu sigilul de la zâne de care nu scapă nimeni. Ieți, mireasă, ziua bună de la maică ta cea bună, care atâta te-a iubit, multe nopți nu le-a dormit, te-o legănat, te-o învelit, ți-o dat cele necesare, până ce te-ai făcut mare, să mergi azi la încoronare. Rămas bun, maică iubită, a sosit ziua numită, să mă duc la încoronare, ies din sânul dumitale, din inimă îți cer iertare, ori pentru ce supărare. Mulțumesc-ți de suspine ce le-ai avut pentru mine. Și-am zis verde de măr dulce, că sunt gata și ne-o duce la un ceas de cununie, la taina sfântă de căsătorie, cu un buchet de busuioc, la mulți ani, cinste și noroc. Și acum gata, redactat, parafat și aprobat de Vasile Grigoruț, semnat. Cum mă vedeți echipat cu straiță și cu briciac, sunt oșan legitimat, jet de jet de la Bixad. E un sat cu balade și grui, Bixadul Oașului. Drumul către biserica, unde va avea loc ceremonia religioasă, se face separat. Atât mirele, cât și mireasa, pleacă cu nuntașii de la casa părintească. După terminarea ceremoniei religioase, la ieșirea din biserică, mireasa, apoi mirele, se uită printr-un colac spre soare, în credința că vor avea copii frumoși și strălucitori ca acesta. Când au frământat colacul, rudele mirese au pus în aluat miere de albine, pentru ca cei doi să fie harnici și strângători precum acestea, și o frământură de lut ruptă din cuibul unei rândunici, pentru a fi ager la minte. După o nouă rundă cu dansuri aprinse, în ritmul viu al cetărașilor, nuntașii se întorc la casa unde va avea loc masa cea mare.